După ce a acuzat Ucraina de un atentat la viața lui Putin chiar la Kremlin, Rusia a atacat peste noapte Kievul cu drone și cu rachete, probabil balistice. Apărarea aeriană anunță că le-a doborât pe toate. În unele zone ale capitalei au căzut resturi, dar nu s-au înregistrat victime sau pagube importante. Un atac a avut loc și la Odessa. Armata rusă a lansat cel puțin 15 drone. Cele mai multe au fost doborâte, dar 3 au lovit o școală. A izbucnit un incendiu, dar autoritățile spun că nu au fost nici acolo victime. Explozii au fost raportate și în orașul Zaporojie. Între timp, în Rusia, a luat foc o rafinerie de petrol de la Marea Neagră. A fost lovită de o dronă, potrivit agenției oficiale TASS. Incendiul a fost limitat la doar unul dintre rezervoare și între timp a fost stins. În ultimele zile au mai avut loc alte 2 astfel de sabotaje la depozite petroliere rusești de la Marea Neagră. Ucraina nu a recunoscut că este responsabilă pentru ele. Președintele Zelensky a ajuns în Olanda după ce a făcut o vizită în Finlanda, unde a purtat discuții cu liderii țărilor nordice. Între timp, la Moscova, spiritele s-au încins în urma unei presupuse tentative de asasinare a lui Vladimir Putin. Kremlinul susține că 2 drone ucrainene care au ajuns deasupra sediului Senatului ar fi avut această misiune. 2 drone au lovit cupola Palatului Senatului de la Kremlin, lângă catargul de unde flutură standardul prezidențial al Rusiei. Pare că a lovit în plin și a provocat și un mic incendiu pe acoperiș, la stânga de scară care duce la catarg. Pe una dintre filmări se văd pregătirile din Piața Roșie pentru parada de 9 mai. Dmitri Peskov a spus că este o tentativă de asasinat care l-a vizat pe Putin, deși președintele nu era în clădire. Ucrainenii în frunte cu Volodymyr Zelensky s-au grăbit să respingă acuzațiile. Nici Statele Unite nu cred că Ucraina a atacat Kremlinul. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. Well, first, I've seen the reports. I can't in any way validate them. We simply don't know. Second, I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So let's see. We'll see what the facts are. And it's really hard to comment or speculate on this without really knowing what the facts are. Mulți analiști au observat că povestea atacului pare cusută cu ața albă. În primul rând, camerele de supraveghere care au filmat atacul sunt controlate de autorități. Imaginile nu sunt date presei fără acord de sus. Și mai multe filmări au apărut rapid în mediul online. În al doilea rând, Kremlinul de obicei ascunde informații stânjenitoare pentru Rusia. Dar de această dată trâmbițează un asasinat eșuat asupra lui Putin. Și este a doua oară în 2 săptămâni când Moscova susține că s-a încercat uciderea președintelui. În schimb, propagandiștii ruși au cerut răzbunare. Margarita Simonian, șefa televiziunii Russia Today, a cerut Rusiei să înceapă cu adevărat războiul cu Ucraina.